luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Din Sfânta Evanghelie a Sărbătorii de astăzi de la Matei, capitolul 11, versetul 29. Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți Protopop, Preacucernici Părinți, și iubiți frați și surori. Astăzi, când am venit cu multă bucurie, ca împreună, să sărbătorim hramul Bisericii dumneavoastră. Cuvântul inspirat din Evanghelia citită îl intitulez așa: Jugul lui Hristos aduce odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt plin și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Sfântul Dimitrie cel Nou a luat jugul lui Hristos care aduce odihnă. El a trăit în veacul al 13-lea. Pe vremea aceea, stăpânea la sudul Dunării împărații româno-bulgari. A fost un păstor smerit care ducea la pășune vitele satului, smerit și rugător. Lucrarea lui lăuntrică nu o știa nimeni decât Dumnezeu. Mai la urmă, acolo, pe Valea Lomului, aproape de Basarab, unde se născuse, acolo, pe Valea Lomului, a intrat într-o mănăstire și pe mai departe a fost păstor de vite. Nu prea multe lucruri s-au putut reține din viața lui, însă unul foarte sensibil este relatat în sinaxarele noastre. Mi se spune că atunci când păștea oile satului pe pășunea din Basarab, fără să vadă la un moment dat, a călcat un cuib de pasăre cu puișori și au murit puișorii. Și atât de mult l-a mustrat conștiința, încât 3 ani de zile nu și-a mai încălzat piciorul respectiv. A fost omul lui Dumnezeu, a avut rugăciune interioară. A luat jugul lui Hristos, care i-a adus multă, multă odihnă. Și ne învață și pe noi că jugul lui Hristos ne aduce odihnă. El, așa cum vă spuneam, la un moment dat a intrat în monahism și a realizat ceea ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că monahul este luptătorul cel mai hotărât în slujba Duhului. Este cavalerul Duhului. Monahul se lasă scris cu conteiul Duhului Sfânt. Monahul este omul care se transcende necontenit, ce se lansează deasupra graniței sale omenești și trăiește în contact cu transcendența divină. Monahul se luptă cu bărbăție. Monahul nu este numai un cavaler al Duhului Sfânt, ci este și un bărbat al tăriei și celor de astăzi li s-ar părea că nevoința, că rugăciunea, că postirea ar slăbi firea, dar dimpotrivă întărește firea, asceza întărește firea. Asceza nu este o omorâre a vieții din noi,
ci o omorâre a slăbiciunii din noi. Este o omorâre a morții din noi, ea fortifică firea. Această omorâre a morții din noi, această fortificare a firii, a devenit posibilă prin moartea de viață dătătoare a Domnului Iisus Hristos. Ei, lucrul acesta l-a experimentat Sfântul Dimitrie cel Nou, care se nevoia, păscând vitele oamenilor din sat sau mai târziu ale mănăstirii. Și acolo, pe malul Plomului, în mănăstioara lui, a și murit. În chilia în care petrecea singur, neștiut, a murit pe piatra care îi slujea drept așternul. Când l-au găsit, au și zidit ușa peșterii în care se nevoia și a rămas acolo multă vreme. Până când? Până când odată a venit omul mare, și a mânat pietrele de la ușa peșterii în care era mormântul și trupul lui a căzut în apa lomului. Și spune sinaxarul vieții sale că la un moment dat, o fată care era cuprinsă de duh necurat a primit înștiințare de sus să-i zică tatălui său ca să-l caute în apă pe Sfântul Dimitrie, care o va tămădui. Și așa a și făcut. S-a tămăduit iada, apoi s-a mai tămăduit multă lume. Și trupul Sfântului Dimitrie, scos din apă, a fost dus în biserica din sat. Mai apoi, trecând vremea, pe vremea războiului ruso-turc, în veacul al XVIII-lea, a fost adus la Catedrala Patriarhală din București, unde sunt și astăzi moaștele Sfântului Dimitrie. Omul acesta care a luat jugul lui Hristos, jug care i-a adus odihnă. Și așa cum nenumărate mulțimi merg la racla cuvioasei Parascheva la Iași, pe 14 octombrie, acum, pe 27 octombrie, tot mulțimi multe se duc la racla Sfântului Dimitrie cel Nou, din dealul Patriarhiei, ca să-i prezinte Sfântului necazurile și bucuriile lor. Iar noi aici în Cluj ne aducem aminte de El în această biserică frumoasă care este protejată de Sfântul Dimitrie cel Nou. Acum am zis că lui i-a adus odihnă jugul lui Hristos, asceza monahală, nevoința de o viață de om. Ce ne-ar aduce odihnă nouă oamenilor veacului 21, oamenilor postmoderni? Să știți că și nouă ne-ar aduce odihnă multă o viață creștină angajată într-o lume secularizată. O viață creștină angajată ne-ar aduce și nouă multă pace și liniște sufletului. Lucrul acesta îl învățăm de la Sfântul Dimitrie. Viața lui interioară, viața lui de rugăciune, viața lui de unire cu Hristos i-a adus multă pace și liniște sufletului. Jugul nevoinței i-a adus odihnă. Credința creștină, viața creștină, viața după voia Domnului Iisus Hristos ne-ar aduce și nouă liniștea. Din nefericire, deocamdată vedem că nu chiar toată lumea este preocupată de viața creștină, de viața duhovnicească. Viacul acesta secularizat îi face pe mulți să nu mai fie preocupați de biserică, de spovedanie, de împărtășanie, de faptele bune.
Dar noi îl rugăm pe Sfântul Dimitrie să ne dea râvnă. Cei ce iubim pe Dumnezeu, cei ce iubim biserica, să fim niște misionari ai Domnului Iisus Hristos printre toți oameni. Fără să ne lăudăm cu asta, viața noastră să grăiască, viața noastră prin ea însăși să grăiască. Și atunci vom experimenta că este așa, cum a experimentat Sfântul Dimitrie, luând jugul Domnului Hristos asupra noastră și învățând să fim blânzi și smeriți cu inima, vom găti odihnă sufletelor noastre. Așadar, iubiți frați și surori, astăzi vom pleca de la biserică cu acest gând, că jugul lui Hristos i-a adus odihnă, pace, liniște și mângâiere Sfântului Dimitrie și ne aduce și nouă, începând cu păstorii acestei biserici și continuând cu dumneavoastră, cu toți, la care cu prilejul hramului vă facem felicitările noastre și rugăm pe Dumnezeu să vă țină în pace, sănătoși și să aveți atât pe plan spiritual cât și pe plan material foarte multe realizări. Amin.